Ce legătură este între designul vestimentar, artă și flori? Iubirea pentru frumusețe în toate formele ei, concretizată într-o afacere creată de Alexandra Ungurean și Mihaela Balan, două antreprenoare din Suceava care au inaugurat recent în Julius Mall o florărie cu un concept unic, florărie și servicii de design floral. Florăria Boute este una dintre ideile de afaceri înscrise pe platforma Go Local, program al companiei Julius, prin care întreprinzătorii locali aflați la început de drum și care nu sunt prezenți în mall-uri sunt încurajați să acceseze rețeaua Julius Mall, oferindu-le o serie de avantaje. Situată la parterul Julius Mall Suceava, florăria Boute este locul în care clientul va găsi cadoul ideal pentru cei dragi, dar și consultanța necesară în decorarea evenimentului mult visat. Când am început, scopul a fost să creăm o florărie altfel. Vrem să aducem pentru clienții din Suceava și alte tipuri de flori. Vrem să scoatem un pic din rutină, să avem pe lângă trandafirii clasici și alte tipuri de flori tropicale. Vrem să le combinăm cât mai inedit, în combinații cât mai de bun gust. Eu sunt designer vestimentar la bază. Mi-a fost foarte ușor să trec la designer, la design floral. Noi avem și cursuri de specialitate. Pe lângă lucru de bază cu florile, am luat cursuri de design floral. Știm să lucrăm cu culori, știm să lucrăm cu texturi. De asta toate aranjamentele și buchetele pe care le facem sunt armonioase și frumoase la privit. Ține de evenimente, ne ocupăm de tot ce ține decorul unui eveniment, de la lumânări, de botez, buchete, crearea unei armonii în sala care va avea loc evenimentul. Și da, cum spunea și ea, ea vine de la design vestimentar, eu am pornit de la inginerie civilă, adică sunt două domenii total diferite care ne-au adus pasiunea și a spus cuvântul și ne-a adus în acest punct. Go Local este un program de susținere a antreprenorilor locali din Suceava, precum și din alte regiuni unde compania Julius este prezentă cu proiecte. Afacerile care finalizează procesul de selecție beneficiază de măsuri de susținere, cum ar fi scutirea temporară de la plata chiriei sau reduceri, flexibilitate la durata contractului, campanii de promovare și consultanță, vizibilitate și clienți mai numeroși. Orice afacere la început de drum poate beneficia de un ajutor și e un ajutor binevenit. Go Local pentru noi a venit ca o mănușă, pot să zic. Am aflat de Go Local după ce am luat decizia de a deschide florărie și atunci a venit așa ca o piesă de puzzle, exact unde a fost nevoie. Beneficiem de tot suportul celor de la grupul Julius și chiar avem o relație foarte bună cu ei și ne bucurăm că ne sunt parteneri acum la început de drum. Înscrierile pentru programul Go Local continuă pe juliuscompany.ro.